Așa a debutat azi în toată țara ceremonialul dedicat eroilor neamului, eveniment marcat în fiecare an pe 9 iunie, odată cu înălțarea Domnului. La Giurgiu, manifestările s-au desfășurat la mausoleul eroilor din curtea bisericii Înălțarea Domnului, unde, după intonarea imnului de stat, preoții au oficiat slujba de veșnică pomenire. A fost urmată de depuneri de coroane din partea autorităților locale și județene, partide politice, veterani de război și instituții din subordinea Ministerelor Apărării și Internelor. Așa cum se obișnuiește în astfel de ocazii, manifestările dedicate eroilor s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare și o paradă militară.